Asculți InBrain, podcastul pentru trader și investitori. Episodul 23. Neuroștiința în investiții. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi l-am ca invitat pe Dorin Boabeș și permiteți-mi să îl prezint. Dorin este cofondator al Mind Architect, cel mai ascultat podcast de dezvoltare personală și profesională fundamentat pe neuroștiință și psihologie din România. Este corporatist și are experiență de leadership, însă calitatea lui în acest podcast este cea de investitor pe BVB, Însă, cel mai important în momentul de față este experiența lui în cadrul Mind Architect, care, în care a studiat neuroștiința. Dorin are un MBA de la Universitatea Warwick din UK și are certificări de trainer și coach cu focus pe analiza comportamentală și, bineînțeles, integrând neuroștiința în cursurile pe care le susține. Te salut, Dorin, și bine ai venit la InBrain! Salutare, Mihai, bună ziua tuturor și mulțumesc frumos de invitație. Eu îți mulțumesc că a acceptat invitația și mă onorează și aduce foarte, foarte multă valoare podcastului nostru. Dorim o să ne arate perspectiva neuroștiințifică a proceselor investiționale. Deci, de-abia aștept, fără niciun fel de introducere, o să-l bombardez cu, cu întrebări. Bun, acum, în trading și investiții, datorită riscului de a pierde bani, cu siguranță, apare roși sau bias emoționale și cognitive. Dorin, care este mecanismul din spatele apariției lor? Păi, Mihai, uite, te-aș întreba așa, ai auzit vreodată expresii de genul că noi oamenii ne folosim 10% din creier sau 12% sau 7% sau ceva de genul ăsta? Da, da, da. Sigur, e cunoscută. E, e cunoscută. Na. Asta ar putea fi un bias, dar ce vreau să zic este așa: că, din punct de vedere biologic, asta e o minciună. Că noi, aici, între urechi, avem creierul ăsta, îl avem funcțional 100%. Ce este adevărat este că ne folosim aproximativ 10% din procesele noastre mentale pentru procese conștiente. 90% sunt procese inconștiente. Și, apropo, de biasuri, Biasurile astea sunt niște procese inconștiente pe care noi le avem. Vreau să spun de la început că eu nu sunt neurocercetător, eu sunt investitor de foarte mulți ani și o să vorbim și despre asta, sunt corporatist, însă am studiat și mă pasionează foarte mult ce se întâmplă la noi între urechi în momentul în care trebuie să luăm decizii, să facem investiții în viața de zi cu zi. De aceea perspectiva asta neuroștiințifică pe care o aduc, o aduc mai mult, cum să zic, din perspectiva de, de practitioner, de om care face. Că dacă în lumea asta ar fi numai cercetători, noi muritorii de rând ce-am face? Luăm Tot și aplicăm ceea ce învățăm de la ei. Um, acum, um, știi sau nu știu dacă știi, dar îți spun eu că este o diferență mare între cei care tranzacționează foarte bine pe un cont demo... Însă, în momentul în care trec pe un cont real, nu pot să facă față emoțiilor. Ce se întâmplă, de fapt, cu acele persoane? Cu trecerea dintr de la un cont demo la un cont real? Aici sunt două aspecte sau două dimensiuni pe care vreau să le aduc în, în discuție. Prima ar fi perspectiva asta de biasuri. Biasuri, dacă vreți, sunt niște procese din astea inconștiente. Niște scurtături mentale, bazate pe niște credințe cu care noi am trecut și vreau să dau două-trei exemple. Ele sunt foarte multe biasuri. Sunt cercetători care au studiat asta. Ceea ce cred că e relevant în, în investiții și în tranzacționare, dau două-trei exemple de biasuri. Confirmation bias. Confirmation bias. de exemplu, este când avem o percepție despre ceva și, pe urmă, ne aducem numai argumente că ceea ce gândim este bine. Da. De exemplu dacă eu cred că un anumit titlu în care eu investesc la BVB este bun și mă felicit pentru asta, inconștient îmi aduc numai argumente care să-mi confirme că ce bine am făcut lucrul ăsta. Iar ceea ce uh, mai contează, uite, deci confirmation bias, halo effect, efectul ăsta de eco, dacă vreți, halo effect, este când uh, vedem doar lucrurile strălucitoare. Dacă văd eu că am Investit într-un titlu și el a ajuns unde a ajuns și strălucește, eu nu mai văd, nu mă mai uit pe analize să văd că există niște riscuri, văd doar strălucirea. Iarăși niște procese inconștiente, la fel cum există, de exemplu, al treilea bias pe care îl aduc în discuție, efectul invers. Este efectul de horn sau efectul de claxon, unde văd numai lucrurile negative. Adică dacă la un moment dat titlul pe care eu l-am, E jos, pu, mă apucă panica, o eu ăștia nu-și mai revin niciodată. Deci, am tendința să văd numai lucruri de, din categoria asta negativă. Deci, prima perspectivă pe care o dau la întrebarea ta, Mihai, este asta de biasuri. Și aș vrea ascultătorii să. Um, ce, ce vreau să spun este că biasurile astea sunt inconștiente. Noi nu știm că le facem. Noi nu știm că ne căutăm argumente care să ne aducă confirmation bias, nu știm că avem efectul ăsta de ecou. A doua, a doua parte a discuției ar fi controlul emoțiilor. Și spun așa, cercetătorii, și sunt foarte multe cercetări în zona asta, spun așa, controlul emoțiilor este o resursă limitată pe care eu o avem. Adică, dacă în programul meu de lucru, eu de dimineață m-am trezit și când m-am trezit mi-am vărsat și cafeaua pe mine și m-am inervat și pe urmă când am plecat în mașină spre servici am avut și trafic mare și ajung acolo și mă mai ceartă și șeful eu îmi controlez emoțiile păi seara când ajung acasă și vreau să fac și eu trading-ul sau să-mi fac investițiile pe care le am, nu mai am capacitate Asta e un fapt controlul emoțiilor este limitat așadar în momentul în care, și nu vorbesc de se, despre supresia emoțiilor, vorbesc despre control. Ce înseamnă control? Control înseamnă, de exemplu, să-mi spun mie însuși, băi, uite, acum sunt nervos că mi-am vărsat cafeaua pe mine. Sau să-mi zic, trăiesc un sentiment de frustrare că nu ajung la timp. Sau trăiesc un sentiment de nedreptate că a țipat șeful la mine fără să aibă dreptate. Nu e corect, nu e fair lucrul ăsta. Punând cuvinte lângă emoții, cercetările spun că ne ajută să ne punem la loc prefrontal cortexul, sau cum îi spunem noi în Mind Architect, călărețul, călărețul și elefantul. Elefantul fiind mintea inconștientă, 90%, călărețul ăștia, 10%. Deci, cele două perspective pe care, pe care le-am le adus un pic mă duc acum la următoarea concluzie. Întrebarea ta fiind de ce nu reușesc oamenii să facă tranzacții reale când ei lucrează cu uh, tranzacții din astea fictive pe un cont demo? Păi din perspectivele următoare, controlul emoțiilor ar putea încerca, de exemplu, să, să facă ceva când mental sunt stabili, nu după ce au avut o zi de fi, uh, grea. Și nu mai au posibilitatea să se controleze. Mm -hmm. Să conștientizeze un pic biasurile, biasul de confirmare, de exemplu, Lască că știu eu că am auzit de la altul, că bă, el și-a luat-o și acum, dacă pățesc și eu așa. Deci, sunt niște lucruri, mintea noastră le fabrică și noi nu suntem conștienți de ele. Ceea ce încurajez uh, cu, cu ocazia asta este să. Să fiu un pic atent la emoțiile mele, ca asta spuneam cu verbalizare, sunt și alte metode, dar în momentul în care verbalizez și zic da mă, simt teamă, nu știu, n-am curajul să mă pun pe un cont real, le metabolizez mult mai mai repede. Asta nu se întâmplă de pe o zi pe alta, am nevoie să exersez lucrurile astea astfel încât la un moment dat, în, când trec de pe conturi din astea demo pe un cont real și controlul emoțiilor pe care l-am, îl am antrenat. Am înțeles. Deci, dacă verbalizez, eu atrag atenția călărețului de starea de fapt și atunci îl întăresc, îl fac mai, mai puternic, nu știu. Exact, mai puternic da? pentru că mintea noastră, călărețul sau prefrontal cortexul, mintea noastră logică, unul la mână că e numai 10% din procese, doi la mână e obosește foarte repede. Adică, viața noastră se desfășoară pe pilot automat 90%. Și atunci, noi, ca să ne antrenăm călărețul, una din metode este numește emoțiile. Emoțiile se întâmplă în elefant, în aia 90% din, din lucruri. Și atunci, ca să existe conexiunea asta, am nevoie. Să, să fac niște conexiuni. E un tip pe care îl cheamă Daniel Kahneman. Daniel Kahneman e un cercetător, a luat în 2002 Premiul Nobel pentru Economie, el fiind psiholog. Am zis, wow, un um, om care e psiholog ia Premiul Nobel <laughs> pentru Economie? Cum e asta? Demonstrând că în decizii e nevoie să existe un parteneriat între Sistem 1, Sistem 2, cum le numește el, sau Călăreț Elefant, cum le mai zic alți autori, Jonathan Haidt, sau cum le zice Freud, minte conștientă, minte inconștientă. Ce vreau să zic cu asta este că avem nevoie de un parteneriat în controlul emoțiilor, să le pot numi, în felul în care luăm decizii, să nu ne bazăm doar pe fapte, să-mi ascult și gat feeling-ul ăsta, dacă vreți, sau ceea ce simt de anumite lucruri și să conștientizez scurtăturile mentale, bias pe care le am. Stăteam și te ascultam cu atenție și la un moment dat mă gândeam ca un trader uh, cu experiență, să nu spun eu neapărat, care am în spate ani de zile, însă mă gândeam că acel elefant, dacă este educat, cel puțin pentru mine, o perioadă de șapte ani te poate ajuta, tocmai ca ai feeling să stai cu minte sau să nu tranzacționezi. Poate că se registrează informații legate de lucruri care apar în piață, poate nu le pot verbaliza și care, de fapt, mă, mă țin, mă feresc de primejdie. Însă, de fapt, acest, din ce îmi spui tu, acest. Elefant este un mare dușman pentru traderii începători, care nu au acele. Este, este și nu este, pentru că este? ce am auzit din povestea ta e în felul următor. Dacă eu am șapte ani experiență într-un domeniu și am trăit niște experiențe în felul ăsta, în momentul în care ți se întâmplă ceva ca om, tu stochezi o memorie care are o ștampilă emoțională. Adică, eu, uite, te întreb în cei șapte ani. Poate dacă ți aduci aminte, nu știu, să-mi descrii când te ai întâlnit cu un investitor cu, sau un mentor cu care tu l-ai avut, ce ți-a zis el sunt aproape convins că nu o să-mi poți reproduce cuvânt cu cuvânt ce ți-a zis, dar sunt aproape convins că îmi vei putea zice, "Boi, m-am simțit bine cu omul ăla sau ceea ce mi-a zis a fost relevant pentru mine, pentru că e o ștampilă emoțională. Aici atenție la, la biasurile de care vorbeam, că dacă anii de experiență ți-au adus numai lucruri pozitive, tu ai tendința să te duci pe confirmation bias, să zici, da, găsești niște lucruri și piața mi le va confirma. Din potrivă, dacă experiențele tale au fost numai negative și ai tendința să vezi uh, numai căderile de piață sau lucrurile de felul ăsta, s-ar putea să ai și un profil de, de risc diferit. Dar oamenii noi, în principal, ca în orice meserie sau profesie sau hobby, dacă vreți, și investiția pe bursă este despre antrenamentul emoțiilor. Exact, exact. Și nu cred că dacă aș fi avut. Uh... Sunt mai mult de șapte ani, sunt aproape zece ani. Doar experiențe negative, probabil n-aș fi rezistat. Iar un trader care să aibă numai experiențe pozitive, nu există. Nu există. Nu există. Și apropo de experiență, că m-ai introdus cam și eu o experiență în piața asta, eu m-am apucat de bursă. Chiar vreau să te întreb, deci. Da. Așa. Așa, deci uite dacă tot uh, suntem gând la gând, uh, rezonăm. La gând. Eu, eu și acum păstrez și am undeva pus într-un caiet prima chitanță cu care am cumpărat de 1500 de lei primele acțiuni la bursa din, de valori din București. Asta se întâmpla în 2001, adică sunt 20 de ani. Eu, eu nu sunt un investitor din ăla care să se uite tot timpul, ca și profil uh, cumpăr da? din când în când, mă orientez pe anumite titluri care dau dividende, deci îmi cunosc foarte bine profilul investițional. Informațiile pe care eu le-am câștigat în ultimii ani, cu Mind Architect, de exemplu, și am învățat un pic și cum îmi funcționează creierul, am înțeles de ce, de exemplu, eu sunt advers la risc, nu-mi place riscul. Da, uite, exemplu concret, acum 2 ani, cred că ți-aduce aminte, Mihai, când s-a auzit de taxa pe lăcomie? Da, cred că în decembrie a fost. Exact. Și s-a întâmplat ceva. Cred că păi, toată lumea trebuie să țină minte. Exact, ce? când s-a dat atunci că anumite companii din anumite sectoare li se impune, e posibil să le impună niște taxe, păi în portofoliul meu pe care eu îl aveam în acțiuni și pe care mă uit din când în când aveam companii din domeniul bancar și energetic. Mi-a fost extrem de greu când mă uitam ce știri vin. Cum arată lucrurile? Cum începe să cadă piața? Și mă uit acolo cum mi se scur banii pe care i-am tot strâns. Uh, Mi-a fost greu, deci emoțiile au fost dificile. Zic, ia uite mă am strâns, se tot fac acolo și dintr-o dată vine ceva pe care eu nu pot să controlez, că n-am cum să controlez legile și îmi dărâmă tot ce am construit. Emoțiile au fost puternice, dar aplicând ceea ce am învățat, zic, ăsta stai așa un pic, aici mă uit un pic și la bias pe care le am, nu mă expun la toată informația, mă uit că logica am spune că și pe SP500 și pe toți indicii, dacă gândești pe termenul cum gândesc eu, trendul va fi pozitiv. Dorin rezistă, nu vinde, rezistă. Cumpără! Dacă aș fi avut bani, aș fi cumpărat, dacă aș fi avut cash disponibil. Da. Dar despre asta, despre asta încerc să, să pun o perspectivă acum, pentru că uh, și în investiții, e, cred că majoritar e, nu știu, dar asta e părerea mea, nu o dau din cărți, cred că 80% e despre controlul emoțiilor și uh, inteligența emoțională și 20% despre knowledge, să știi ce să le ai, e furbonduri, Asta spun și eu, despre asta este acest podcast. Așa. Bun. Acum o să trec puțin de la biasurile emoționale la cele cognitive. Este o diferență, cel puțin eu le văd așa, ca niște filtre care ne pun în situația de a lua decizii eronate, tocmai pentru că punem un filtru roșu vedem niște obiecte roșii când, de fapt, ele sunt, nu știu, altă culoare, ca să fac o comparație. Am deviat. Dar, practic, sunt niște filtre care ne pun în situația, așa cum am spus, de a lua decizii eronate. Cred că sunt greu de identificat, tocmai că e filtrul personal. Cum puteam, sau ce am putea să facem pentru a antrena mintea și a reușit să depășim, să ni le scoatem, să ni le. să le mai decolorăm, ca să spun așa, dacă tot vorbeam de filtre. Uite, aduc în, în discuție un, un alt bias din categoria asta cognitiv de care ziceai. Se numește eroare de planificare, biasul sau planning fallacy se numește. Și chiar mi-am notat aici și vreau să îți Te dau rog. niște cifre exacte. Deci Daniel Kahneman, tipul de care spuneam că a luat și premiul Nobel, în, a făcut un studiu și a, el zice așa că în 2002 a făcut un, un survey, un interviu între americani pe cei care dețin proprietăți și a întrebat în momentul în care trebuie să-și facă o renovare la bucătărie cât ar fi bugetul lor mediu și a ieșit că media ar fi de 18.658 de dolari. Atât au zis americanii. În momentul în care s-au executat lucrările de uh, renovare a bucătărilor, s-a ajuns la o medie plătită de 38.769. Ce vreau să zic cu asta este că e un fapt, deci noi avem o dificultate cognitivă de a face planificare. Și atunci, ca să revin la întrebarea ta, mă ajută, decât, mă ajută să îmi pun lucrurile în scris. Da? Dacă merg pe exemplu lui Kahneman și ce mai povestește și el prin carte, băi, ia niște prețuri, puneți-le. Mintea, dacă o lași singură, e, e, cum să spun, e pasibilă de a avea aceste biasuri. În cazul întrebării tale, un lucru care ajută este, păi, faci un planning, faci o analiză, vezi un pic ce faci, că dacă o lași numai pe intuiție, adică numai pe elefant, numai pe aia 90%, din exemplu, lui Kahneman, din 18.000 în 38.000 e o diferență mai mult decât 100%. Da, îmi aduc aminte ca antreprenor, când făceam un buget, trebuia să adaug un minim 30, poate 50% din bugetul pe care l-am făcut pentru neprevăzute. Da, 100% la americani. Cum spui? păi, uite, în exemple de investiții, ce am trăit eu, la un moment dat am cumpărat niște titluri pe BVB la o companie energetică. Și am prins un moment bun, după vreo două săptămâni au început să scadă. Eu, la com, am zis, hai că mai cumpăr, am intrat în alte bugete pe care nu le aveam prevăzute, zic, hai că mai cumpăr, mai cumpăr un pic. Mi-am făcut eu o analiză acolo, eroarea de planificare pe care am făcut-o, că tot vorbesc de asta, este că aveam un plan. Din bănuția aia pe care îi puneam eu în fiecare lună niște sute de lei ca să investesc în bursă, știam pe ce să mă duc. E, am luat din altă parte și am pus în asta, unul la mână că s-a dus prost, doi la mână că unde aveam eu să fac, N-am mai făcut și am pierdut și acolo. Deci, planning pe care l-am făcut m-a lăsat uh, descoperit datorită niște impulsuri de moment. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uite, că mai discutam noi înainte de podcast, de exemplu, acum în afară de, de bursă, pe fonduri mutuale. Lucrez cu niște roboței. Din salarul meu în fiecare lună mi ia niște sute de lei pe care investește în uh, automat, în... Uh, M-am niște fonduri. Că eu mă dau cu cărămida în piept că sunt regele roboților și tu folosești... E, e un auto, da, pe fonduri doar, știu, da, nu pe... Automatizare, da. E automatizare, dar mă ajută să trec de biasuri. Pentru că știu că nu e ceva semnificativ, că îmi permit, nu știu, 200 de lei pe lună în, în faza asta și dacă ar fi, uite, la momentul în care registrăm noi cu toată incertitudine, cu situație de război, am ieșit din COVID, sunt aproape convins că dacă m-aș uita pe cifre, aș vedea acolo cum fluctuează. Automatizând lucrul ăsta, mi-am luat-o. Nici nu mă mai uit pe ele. Ele se întâmplă și fără mine. Știi cum traduc eu asta? Acum. Mm. Că lași pe roboțel să-ți ia banii de investiții, că dacă îi dai tu doare sau... <laughs> am luat o decizie, Mihai. Deci, Adapte. în momentul că, apropo de procesul decizional, procesul decizional implică și mintea conștientă și inconștientă. Și Kahneman a demonstrat că în procesul decizional e bine să fie un parteneriat între ăștia doi. Eu, în momentul în care am luat decizia să folosesc roboțel, m-am uitat așa, cu călărețul, cu mintea conștientă, am zis, băi, cât îmi permit? 200 de lei pe lună. E o problemă? Nu e o problemă. Deci, mi-am făcut niște calcule, am ajuns la suma asta. Emoțional dacă am stat să mă uit, am zis așa, băi, și dacă îi pierd, nu e o mare problemă, dacă îi câștig, nu fac eu nu știu cum, sunt confortabil cu lucrul ăsta? Și atunci, în decizia pe care am luat-o, a fost un parteneriat între emoții și cogniție, am mers pe ea și încerc să nu mă mai uit. Mi-am scos-o, mi-am downloadat-o, cum zicem noi aitiștii. Da. Ce înseamnă ce înseamnă, de fapt, gestionarea emoțiilor în investiții și tranzacționare? Îți pun întrebarea asta, poate sună puțin general, dar e bine să, să o clarificăm. Deoarece unii cred că aceste emoții trebuie suprimate, că chiar tu ai spus puțin mai devreme acest lucru, sau că sunt atât de puternice încât e greu să fie depășite. Care este abordarea corectă pentru a înțelege mecanismul din spatele procesului de. Managementul uh, sau gestionarea emoțiilor. Ok, aici aduc în discuție un element care se numește deturnare emoțională. Fiecare dintre noi avem emoții, dar ajungem la un moment dat, pe anumite situații din cursul zilei, când ne pierdem cumpătul. Sau cum zicem noi prin podcast, că ne cade călărețul. Ați pierde cumpătul, avea o deturnare emoțională înseamnă un impuls foarte puternic, care atentează cumva la supraviețuirea ta. Istoric, dacă vreți, sute de milioane de ani, creierul nostru a evoluat ca să ne țină în viață. Dacă mișca tu fișul în față, și eu eram un andertalian cu băta pe umăr, păi automat structurile creierului mă pregăteau pentru luptă sau fugă, Problema e că aceleași mecanisme au rămas și acum că nu mai mișcă fișul și nu mai iese leu ca să mă mănânce fizic, ci frica e la fel. Și eu când mă uit, cum pic acolo și dacă mă uit, cum cresc graficele alea sau se vinde, se cumpără dacă fac, aceleași mecanisme de deturnare emoțională. Corpul meu intră în stare de, de luptă sau de, pardon, de fugă sau de luptă, care înseamnă ori să încerc să fac ceva, ori să mă, mă retrag. Aceleași mecanisme sunt. Și atunci, ca să nu mai fac această deturnare emoțională, am câteva instrumente la, la dispoziție. Am acolo un interval de timp, Victor l a zis-o foarte bine, au zis-o și alte, alți cercetători, noi avem în minte două rute. Una rapidă, când apare o frică, fug sau mă lupt, și una lentă, în care stau să mă gândesc, bă, stai așa un pic, datufișul ăla nu mișcă, nu mă Acolo e un interval. Ăsta e milisecunde, asta e două secunde. Noi, în intervalul ăla, de, de la câteva milisecunde la două secunde, eu pot să fac ceva. Și ce pot să fac este așa. Primul lucru mă opresc. Deci, în momentul în care văd că se întâmplă ceva în, în, în deciziile pe care vreau să le am, sau mă enervează cineva, sau vreau să fac o achiziție, o achiziție de un titlu de valoare pe, pe bursă și el văd că mișcă și transacționează și mă bag într o stare din asta de stres intens, primul lucru este oprește-te. Stop. Al doilea lucru este ex -ă, respirația. Respirație, aici aduc un model se numește respirație în pătrat. Inspir 4 secunde, ții 4 secunde, expir 4 secunde. Și asta nu e pop culture, dacă vreți În felul ăsta tu dai un semnal creierului Că pericolul a trecut. Creierul, dacă se zice. Ce, ce gândește creierul? Bă, asta e așa un pic. Eu, pe ăsta l-am pregătit să lupte, că vine leu, și când l-am pregătit să lupte, i-am mărit riscul respirației și să facă, și el acum respiră în felul ăsta, înseamnă că a trecut pericolul. Deci, expirația, explicația asta neuroștiințifică din spate este că îți liniștește elefantul și călărețul și ți-l pune la loc. Și al treilea pas, deci primul, oprește-te, doi, respiră, al treilea pas este pune emoții pe cuvinte, cuvinte pe emoții, ce vorbeam înainte. Păi este așa un pic, că eu acum trăiesc cu un sentiment de frică. De ce? Pentru că mintea noastră inconștientă nu știe să comunice prin noi cu cuvinte. Asta o face doar prefrontal cortexul. Mintea noastră inconștientă, elefantul, comunică cu noi prin stări și senzații. Și atunci, punând un cuvânt pe starea sau senzația respectivă, refac legăturile neuronale acolo. M-am oprit, am respirat, Stau un pic și mă uit și zic, băi, eu acum simt teamă sau simt frică, uite, mi-au, s sau sunt nervos, mi-au uh, transpirat palmele, mi s-au înflut pe aici o, o venă. Dacă faci conexiunile astea, te asiguri că parteneriatul ăsta între călăre, călăreț și elefant sau între conștient și inconștient este iarăși funcțional. Da, uh, mi-ai ghicit practic și întrebarea de final, care ar fi recomandările pe care ni le faci sau le faci traderilor și investitorilor. Și îți și mulțumesc foarte mult. Ai spus de partea de, de respirație să fim atenți la cele două intervale dintre câteva milisecunde și două secunde în care putem să facem acea respirație. E o decizie, da, da? să iei o decizie cu ce să faci. Și, Mihai, astea sunt, cum să spun, recomandări pe moment ce poți să faci atunci când îți pierzi cumpătul. Pe termen lung este vorba despre antrenare. Despre antrenare, despre conștientizare, că se vorbește mult în lumea de azi despre conștientizare. Ce înseamnă conștientizare? Înseamnă să mă iei din procesele alea de elefant, de minte inconștientă, și să le aduci în conștient. Adică să realizezi că, băi, stai așa un pic, că eu acum simt asta sau fac asta. Nu să mai mers tot timpul pe pilot automat. Conștientizare, dezvoltarea inteligenței emoționale, informează-te, fii atent la biasuri. Procesul ăsta de transformare e un maraton, nu e un sprint. Înțeles. Deci recomandările, educație, răbdare, respirație. Apartenența a... de la comunități, cum spuneai și tu, Mihai. Așa. Ă, asta apasă în creier un buton de familiaritate, adică dacă noi stăm conectați de podcastul pe care tu îl faci. Și, păi, ascult săptămâna lunar, sau oamenii stau conectați de, ce mai zicem noi, prin Mind Architect, și familiaritatea asta, că te strângi până la urmă, creierul caută conexiunile sociale, adică să fii parte dintr-un grup care are aceeași preocupare decât tine că una e să, dacă eu fac investiții și mă duc, dar ies cu aceiași prieten la bere seara, eu să zic, hai bă, lasă-mă cu ăsta, vină și tu la un fotbal, lasă-o cu investițiile, iar înveți, știi? Și atunci stai în grupul care are preocupări de felul ăsta, ajută la acest antrenament de care vorbeam. Dorin, îți mulțumesc din suflet. De obicei, fac Așa, o urare investitorilor și traderilor. Mă gândeam ce urare să le facem. Să le urăm, să aibă un călăreț puternic. Puternic! Spus, un călăreț puternic și un elefant liniștit, liniștit. În, investiții. în investiții. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc și eu, Mihai, și mulțumesc tuturor pentru că ne-ați ascultat. E mai bine. Ați ascultat InBrain, podcastul pentru trader și investitori.